Nu mai trageți! Judecată pentru casă, mama a vândut casa. El am luat să-l dau din lucrătii cu două camere, sunt la țară, mamă, a murit măta mare. Eu sunt bolnavă, mamă, trebuie să fac naveta, mamă. Trebuie să fac naveta, mamă, toată de la Drăgășa la București, mamă, că n-avem unde să stă, mamă. Eu nu m-am dus la Iliescu, la nimeni nu m-am dus, mamă, să mă plâng. Că sunt amărâtă, n-am cerut nimic, iubirea mamii. Mamă, m-a trimis la guvern să aduc, că sunt mamă de erou martir, mamă, și nu m-a primit. La 12 ani de la cele teribile zile ale lui decembrie 1989, românii caută cu frenezie învoltoarea tranziției, drumul spre democrație. S-au succedat guverne de stânga și de dreapta, preocupate de buna chivernisire a avuției țării și de bunăstarea locuitorilor săi. Între timp, capitalismul a progresat sălbatic. Deocamdată, democrația românească seamănă cu cea sud-americană, dar după ce ne vom integra în structurile euroatlantice, ea va căpăta oare accente occidentale? Și să nu fim chiar răi. Unii pași spre normalitate au fost făcuți deja. Nu trebuie să te deplasezi decât până la Băneasa, în capitala țării, și îți poți da seama că încercăm din răsputeri să ținem pasul cu țările civilizate. După taburile Revoluției au urmat tunurile tranziției și nu e chiar rău pentru o etapă în care ar fi trebuit să străbatem drumul de la economia de comandă la cea de piață. Nu-i vorbă, mai sunt ceva greutăți pentru cea mai mare parte a românilor care trăiesc azi sub nivelul de trai din 1989, dar în scurt timp ele vor fi depășite pentru că acest popor și-a câștigat libertatea de a spune ce vrea. În fruntea sa se află politicieni care au acumulat ceva experiență în anii din urmă pentru ca drumul spre bunăstare să ne fie asigurat. Sunt oameni responsabili care știu ce vorbesc. Cele mai multe adevăruri le rostesc când sunt în opoziție. Din când în când ne aducem aminte cu emoție de acele zile ale lui decembrie. Stimați tovarăși cetățeni, vreau să mai spun câteva cuvinte în completare la cele ce am spus înainte. Pericolul cel mare care ne paște acum este ca să declanșeze anarhie. Deja sunt semnalări că grupuri de cetățeni dezordonați, dezorganizați, devastează magazine, sparg vitrine. Ăsta nu e un semn bun pentru schimbarea, pentru transformările care au loc astăzi în țară. Trebuie ca poporul să acționeze ca o forță ordonată și organizată. Să se vadă că aici se face ordine. Cu contribuția, cu participarea, cu prezența oamenilor muncii, cu participarea activă a poporului și nu a unor conducători care s-au auto-intitulat conducători, s-au auto-intitulat aleși ai poporului, s-au auto-intitulat comuniști, n-au nimic de a face nici cu socialismul, nici cu ideologia comunismului științific. Noi știam că situația este foarte grea în economia românească, pentru că ultimii 10 ani, în special ultimii 10 ani ai dictaturii, fuseseră o continuă emoragie de resurse pentru obiective nebunești, megalomanice, care nu produceau.
Dar mult mai dură a fost realitatea, pentru că în ianuarie 90 un grup dintre cei mai reputați economiști din România, la cererea mea, mi-au prezentat un raport cu privire la nivelul de rentabilitate al economiei românești, al industriei în particular. Și de acolo rezulta că 80% din produsele industriale realizate în România nu fac față competiției pe piață. Deci se produc cu pierderi în raport cu piața. 80%. Asta cred că spune aproape tot. Practic era de refăcut din temelii o economie care nu mai avea cum să continue cu sursele de materii prime pe care le avusese până atunci, din Uniunea Sovietică, în principal din țările arabe. Uniunea Sovietică ne-a spus imediat că de acum va practica prețurile de piață și la petrol, și la gaze naturale, și la cox, și la minereu de fier. Țările arabe, de asemenea, era o relație de la dictator la dictator care dispăruse. Prin urmare, în aceste condiții, economia românească a fost supusă la niște restricții extraordinar de dure. Foarte multă lume mi-a spus că a fost asociat încă de la început ca un susținător al domnului Iliescu și mă fac vinovat de apariția domniei sale. Eu neg acest lucru. Am considerat și consider în continuare că până la primele alegeri democratice care au fost cel puțin numite așa în mai, puterea era o putere provizorie, era o structură aleatorie, care nu se baza pe nicio lege, ci numai pe anumite decrete care s-au dat și nu avea niciun fel de legitimitate. Deci în acest spațiu ilegitim al puterii atunci, nu trebuia nimeni să plece, trebuia să stea toată lumea cu ochii pe ei ca să fim mai atenți cu ceea ce s-a întâmplat. Am fost foarte puțini, eu am fost dintre foarte puțini care m-am păstrat ca independent în acea structură a Parlamentului Provizoriu. Toată perioada cât am fost atunci în acest, hai să spunem, areal al lumii în schimbare, au fost 4 luni de zile. Eu știu că după Revoluție, la câteva săptămâni, m-am reîntors în Ministerul de Externe ca director general, și am lucrat cu multă plăcere, după care în vara și spre toamna lui 90 am fost chemat de domnul Petre Roman în echipa lui. Am fost secretar de stat, șef de departament de comunicații și purtător de cuvânt al guvernului. Am venit cu mare plăcere spre el, fiindcă nu îl știam dinainte, dar l-am văzut la televizor cu o ziaristă franceză, cu Anne Sinclair, și atunci am avut sentimentul că s-a întâmplat ceva în România. Adică să avem un prim-ministru care să vorbească și să arate așa, era într-adevăr un semn că lucrurile se schimbă, mai ales că vedeam multe lucruri care nu evoluau către schimbare, care evoluau către un fel de socialism fără Ceaușescu. Deci am venit alături de el cu foarte mare plăcere, am lucrat cu mare plăcere și din acea perioadă rețin, sigur nu vreau să idealizez guvernarea Roman, mai ales că am făcut parte din ea, parte puternică și integrată, numai pe planul relațiilor publice, dar făceam parte așa și într-un fel de mini cabinet în care dezbăteam multe lucruri și în care nu numai că, știți probabil că n-am fost purtător de cuvânt, am fost făcător pe baza participării la acele conclavuri restrânse, făcător și zicător de cuvânt, dar nu citeam un text făcut de altcineva niciodată. Și deci am fost foarte implicat și atunci poate că aș fi subiectiv. Dar spune că acea guvernare care cred că a fost menită să dea un fel de parfum occidental breșnevismului, perestroichismului care se afirma în acea perioadă și lucrurilor schimbate așa, sigur, fără Ceaușescu, dar în general tot noi
să cam decidem ce se întâmplă și oamenilor să le spunem ce trebuie să le spunem, că nu e nici cu vorbele astea, ce trebuie să le spunem oamenilor sau ce trebuie să înțeleagă oamenii. Sunt lucruri, dacă vreți, de coșmar. Sunt lucruri de coșmar, dar astea au fost. Deci eu cred că acel guvern a fost menit să fie un fel de, poate sunt cinic acum, un fel de paravan așa, în care oameni occidentali cu multe limbi străine, care lucraseră în diferite specializări sau lucraseră, cum lucrasem eu la New York 4 ani, la ONU, care trebuie să dau o pată de culoare așa, o pată de culoare și în timpul ăsta perestroichismul să se dezvolte, să meargă înainte. Mama e bolnavă, mama e bolnavă, mama are tumoare, mama are cancer, mama ce să mai spune mama? Uite, mama actele vorbește în geantele apă, bancă la tine, mamă. Ce să fac, iubirea mea, trebuie să plec, mamă. Trebuie să plec sâmbătă, trebuie să plec, dacă e nebunit. Ce să fac, mamă? Ce să fac, mama, la două camere în Berceni, mamă? De ce se întâmplă în România, suntem în marea majoritate a lucrurilor noi vinovați, noi românii, dar după părerea mea sunt vinovați și ceilalți puterile occidentale care ne-au lăsat din nou în părăsire un timp nedefinit până la reîncadrarea, să spunem așa, în structurile europene unde ne este locul prin definiție. Aceste rigori ale unificării europene și ale revenirii țărilor foste comuniste în structurile continentale denotă, pe de o parte, dacă vreți, politic vorbind, un dezechilibru întreținut în continuare între marile puteri și puterile mai mici, voit întreținut acest dezechilibru, care pleacă de un dezechilibru economic, evident, dar integrarea europeană prin legislația europeană se putea face mult mai repede. Se putea face o integrare de o anumită factură pe o legislație, aș putea să spun, impusă. Impusă de rigorile economiei de piață occidentale europene spre care tindem. Dacă tot tindem, să putea să o luăm ca atare. Mor doi, mamă! Ce să fac, mamă? Că m-a stăt la bloc, mamă, cu penalizări 37 de milioane, că a zis că sunt banchereasă, mamă! Ce să fac? Anul 90 a fost un an în care am reușit, în ciuda căderii unei producții industriale, am reușit o creștere a nivelului de trai, ceea ce a fost o mare performanță, iar 1991 a început să funcționeze exportul către piețele competitive, adică către piețele din Uniunea Europeană. Dar situația de la care am plecat a fost extrem de gravă, pentru că, așa cum vă spuneam, rentabilitatea, competitivitatea economiei românești. Nu mai vorbesc de agricultură, unde ne-am întâlnit cu o minciună extraordinară. Dictatorul anunțase în 1989 o producție de 42 de milioane de tone de cereale, când ea în realitate s-a dovedit a fi de 16,9. Chiar diferența asta vă arată că în fond finanțele țării erau supuse la o enormă minciună care se răsfrângea asupra populației. În fine, nu trebuie să uităm că în ultimii 10-15 ani ai lui Ceaușescu, toate aceste proiecte megalomanice s-au făcut în dauna cheltuielilor, finanțărilor pentru social, pentru învățământ, pentru sănătate, pentru apărare națională, pentru ordine publică. Toate acestea au fost secătuite, s-a redus drastic, în schimb banii s-au băgat în proiecte megalomanice care nu produceau, care nu erau decât construcții care nu produceau. Vă dați seama că economia românească se afla sub o tensiune enormă. Ai venit în permisie, mamă, și ai plecat. Și m-a anunțat că ai căzut la datorie. Cum, mamă, cum, pe 25 ziua de Crăciun, mamă? Noi suntem însă cei mai vinovați de tot ce s-a întâmplat. Și fac parte dintre cei care sunt și mai vinovați, dacă pot spune așa, pentru faptul că atunci, în zilele fierbinți de după Revoluție,
Și eu și cei ca mine nu am putut fi destul de pregătiți sau n-am fost destul de pregătiți pentru a înțelege mai repede lucrurile. Mie mi-au trebuit 2 săptămâni, dar aceste 2 săptămâni în perioada aceea a contat imens ca timp. Să înțeleg cum s-au făcut transferurile puterii, cum, așa zis, a desfințarea securității, care este primul gest politic al domnului Iliescu, prin care și-a asigurat până astăzi, aș putea să spun, supraviețuirea politică, este transferul, desfințarea securității, chipurile, sau mai bine la fațadă, și introducerea forțelor, resurselor umane din securitate în armată. Deci, practic, o structură disciplinată și bine pregătită militar și informatic a plecat dintr-o uniformă, s-a îmbrăcat în alta, dar au rămas sub controlul celor care i-au înglobat și sub controlul celor care i-au iertat pur și simplu și i-au repus în soldă, în solda noii puteri. Asta este un prim gest foarte important. Al doilea gest foarte important pe care nu l-am putut opri și de care mă fac vinovat până la momentul când l-am putut totuși opri pe termen limitat, a fost legea care a apărut pentru revoluționari. Legea care, în afară de cei răniți și în afară de familiile celor care au murit la Revoluție și care, în mod firesc, trebuiau să primească toată recunoștința poporului și a statului, au apărut o armată de oameni care, iată, în zilele astea se mulțește cu încă 18.000 de nume, 18.000 de nume, care, scăpați nezgăriați, neatinși la Revoluție, la o Revoluție, să zicem, care, să presupunem, toți ar fi participat, dar dintre cei care i-am verificat pe acest monitor oficial, acești 18.000, mulți care sunt din breasla mea, nici n-au fost măcar, n-au ieșit din casă, s-au încoiat în casă și sunt acum revoluționari, nu mai vorbesc de foști securiști și foști milițieni care sunt în aceste liste. Această ieșire a noastră pe stradă a fost pentru a ne câștiga libertatea. Odată câștigată libertatea și scăpați nevătămați, noi nu mai avem ce cere. Nu mai este nimic, niciun drept uman să mai ceri de la stat, de la popor, privilegii și încă unele de neînchipuit față de ceea ce ce a așteptat atunci. Libertatea ne-am obținut-o. Să ne gândim la veteranii de război, să ne gândim la mari mutilați de război care au stat pe front nu 2 zile, 3 cât am stat noi la Revoluție, ci au stat luni, ani și au venit mutilați și care au primit de la țară anumite facilități, dar nu de factor acestor. Iubirea mea care se mărai cu mine, mamă! Mamă, nu știe nimeni unde am plecat. Știe, frate, tu că mă la Consiliul Popular dacă mai are bilete. Că nu am mai putut mama să vină, că n-are bani de tren, mamă. Conducătorii au comis multe erori pe parcursul acestor 12 ani. Drumul spre democrație este unul întortocheat și la momente de bilanț, vechiul spirit al autocriticii își face simțită prezență. Oare este un prim pas spre mult dorita normalitate? O bună perioadă de timp după 1989, adevărurile importante despre calea spre democrație a României nu au fost rostite. Poate că nici lumea nu era pregătită. În clepsidra timpului a sosit ceasul al 12-lea. La sfârșitul lui 1989 visam o societate nouă. Acum știm că asta înseamnă democrație, economie de piață, pluripartidism, muncă susținută, dar și asumarea costurilor și suferințelor aferente. Declarația poporului! Liniște! În patrioți! Așteptăm! Fraților, astăzi, 22 decembrie 1989, prin unitatea poporului și cu sprijinul direct al armatei noastre naționale, dictatorul Ceaușescu a fost înlăturat! Politica
a eșuat în țara noastră exact în ceea ce era mai important. Adică conducerea, administrarea continuă și perseverentă a reformelor. De la Elias, mamă! Mamă mi-a dat o grămadă de medicamente, mamă! Nu mai poate mama să mai le înghite! Cu ce să mă rănesc, mamă? Cu aer comprimat, mamă, că toate e scumpe, mamă! Mama n-are pensie, n-are nimica, mai taică! Ce să faci, mamă? Politicianul român, adică clasa politică din România, a dezamăgit. Eu am spus aici câteva dintre lucrurile de bază care au condus la această imagine. Rezultatele reformei nu s-au văzut, părțile dure ale reformei s-au simțit tot mai mult. În plus, instalarea acestui cinism pe care eu îl văd astăzi și care mă doare cel mai rău la 12 ani de la Revoluție, acestui cinism față de starea în care se află populația, este cea mai condamnabilă. De ce să admire sau să respecte cetățenii politicienii, clasa politică, dacă, de fapt, impresia lor este că politicienilor nu le pasă de ei, de cetățeni. Asta e impresia reală pe care o pot exprima. Nu credeți că democrația aceasta e cu un soare așa, cu gimpi pentru foarte mulți dintre români? Fără dar și poate, pentru că măcar mai un secret, un fel de secret la vedere, secretul lui Polișinel, cine sunt îmbogățiții de astăzi? După dumneavoastră, cine sunt? Sloganul perioadei comuniste era uteciști de azi, comuniștii de mâine. Eu spun comuniștii de ieri, capitaliștii de azi și poate că, sau cei mai ortodoși comuniști de ieri sunt cei mai sălbatici capitaliști de azi. Și probabil că dacă am luat această definiție ca fiind una chiar legată de adevărul de zi cu zi, poate că n-ar trebui să gândesc că un lucru este rău. Pentru că atâta vreme cât nimeni n-a dorit să îi omoare, să îi distrugă, să îi gazeze pe comuniștii de ieri, dreptul la viață și dreptul la existență trebuie să rămână intact. Însă problema care trebuie analizată este faptul că singurii care au putut să-și refacă rețelele de influență la toate nivelurile societății românești au fost acești oameni. Cine a avut valută ascunsă în perioada 89 și a ieșit în cele 3 luni cât s-a putut face comerț direct în valută, dacă țineți minte, cine a putut să iasă, să aducă și cine a putut să deschidă magazine în care se vindea în valută o marfă adusă peste noapte din Occident? Acești oameni. Cine a putut să ia primele împrumuturi fabuloase de la bănci fără să aibă bonitate, fără să aibă garanții? Garanții, cum orice bancă trebuie să pretindă de la cel care vrea să împrumute. Acești oameni. Și dacă sunt numai 200-300, cât spuneți dumneavoastră, atunci 200-300 de oameni pot fi verificați imediat. Și 200-300 de oameni, măcar dacă am ști despre ei ce au fost înainte, vom ști ce sunt și astăzi. Iată de ce probabil legea dosarelor este așa cum este și de ce nu poate fi consultat adevăratul dosar al fiecăruia dintre noi. Drumul de la socialism la capitalism nu mai fusese parcurs. Noi însă știam că e drum de la socialism la capitalism. Dacă mai țineți minte, sunteți foarte tânăr. An de zile cuvântul capitalism n-a fost pronunțat. Era tabu. Era tabu. Deci ne duceam așa pe o cale a treia, a patra, pe undeva, știu eu, către comuna primitivă, ceva, trebuia să nu mergem în capitalism. Nu? Și atunci, repet, noi știam capitalism trebuie să facem, nu prea știam cum. Să spargi una din cele mai centraliste și autocratice structuri economice, nu mai politice, cele mai voluntariste. Aduceți-vă aminte, ne luptăm și astăzi cu 35 de milioane de tone de capacitate de rafinare construite de el. Ne mai luptăm și acum cu ambiția lui de a avea o tonă de oțel pe cap de locuitor. Și aproape ajunsese, adică în 1989 am produs 18-19 milioane de tone. Aberații de acestea sinistre care au distrus, au secătuit România și au creat o asemenea structură
distorsionată, deformată, încât și acum ne luptăm cu, dacă vreți, cu intrarea într-o structură normală, cu o anumită proporție de industrie care totuși să producă ceva pe care oamenii vor să-l cumpere de bună voie și mai și plătesc pentru el și așa mai departe. Deci, în acea perioadă mie mi-era foarte clar că se merge la un mare conflict. Și așa cum s-a și întâmplat, la un moment dat, cu câteva zile înainte de a se introduce prin acord cu FMI-ul convertibilitate internă în valute a leului, guvernul român a fost debarcat. Unde să mai mă duc, zic că-mi vine rău, iubirea mă. Toată lumea vine, mamă, sărbătorile pentru mine vine foc, mamă. Foc, mamă, mamă, dacă știam, nu trebuia, mamă, să-mi dea medicamente. Că mama se dezbrăca și te vedea. Mama, ai văzut cât a luptat de a-mi lua de la Domnești, mamă? Că zicea că n-ai murit pe teritoriul României, parcă unde ai murit, la Arad?